primul rând, bine ați venit la Rețcan. După modul de politică la momentul de față, trebuie să ne concentrăm mai mult pe fapte, nu pe discuții câteodată care nu și-au sens. Dar, având în vedere că fără presă și media, un polițian nu poate exista, v-am acordat cu mare plăcere acest interviu. Trebuie să spun că, domnia ta, te poți lăuda cu niște merite cu totul ieșite din comun în tot județul Iași și chiar în Moldova. Mai spun o dată, primăria aceasta este în spatele fostei primării, a dispărut până și ultima piatră din acea primărie, este un model de unitate administrativă cu toate serviciile. Apropo, câți oameni aveți în primărie? Da. La acest aniversar, când satul Lețcan împlinește 500 de ani de existență, să numesc așa, noi am venit pe linia obiectivelor de investiții cu trei obiective majore. Din administrație am reușit să construim acest sediu nou de primărie pe care am denumit-o eu Casa Lețcăneanului, în care Lețcăneanul să vină cu mare drag la primărie și serviciile să fie mult mai bune ca în trecut. Asta înseamnă că v-ați fi informatizat corespunzător? Da, am reușit să putem realiza și plata online a taxelor și impozitelor, ceea ce este un lucru foarte bun. Am reușit să reformăm, practic, aparatul funcțional, astfel încât, cum am mai spus, Lețcăneanul să venim cu mare drag la primărie și cred că am reușit, pe linia administrației publice, să fim un model de administrație publică locală în județul Iași. Cum mai stați cu vestita extinderea Lețcanelor în direcția industrializării, a ocupării, să zicem, și a locurilor, dar mai ales a ofertei pentru locurile de muncă? Da, la momentul de față avem parcul logistic funcțional care are aproape 2000 de angajați. Săptămâna trecută am mai dat autorizație de construcție pentru al doilea parc logistic. Parcul agroindustrial este finalizat, dar din păcate Consiliul Județean nu a reușit nici până la această dată să pună în funcțiune acest parc agroindustrial, pentru că este în beneficiu fermierilor și chiar trebuie să tragem un semnal de alarmă, pentru că cel mai mare proiect pe linia agriculturii din județ și chiar poate din Moldova nu s-a pus în funcțiune. Este neapărat nevoie și urgentă nevoie de a fi pusă funcțiune, astfel încât să beneficieze toți fermierii noștri din Moldova, toți producătorii de legume și fructe, pentru că acest proiect, după cum cunoașteți, este în colaborare cu Ucraina și cu Republica Moldova. Deci vor veni produse și de peste graniță, dinspre est. Deci va fi un centru regional. Un centru regional de desfacere a produselor de legume și fructe. Cum va funcționa? Pe ce principiu? Va fi cineva care va achiziționa sau se vor organiza un fel de schimburi reciproce? Deci nu se va face o gestiune cu o firmă non-profit care va închiria spațiile frigorifice producătorilor de legume și fructe, ei depozitează, iar pe timp de iarnă aprovizionează supermarketurile și hipermarketurile din Iași. La astea cam câți oameni vor lucra la centrul ăsta? Cred că peste 100. Păi ați zis adineauri o cifră care chiar m-a impresionat, că aveți în primul parc peste 2000 de oameni. Da, dar aici vorbim de o firmă de producție, de un concern american care produce puse pentru mașini, dar la parcul agroindustrial, bineînțeles că este de mici dimensiuni deocamdată, o să-l extindem pe viitor. Dar tot pe linia parcurilor avem în proiect
tot parteneriat cu Consiliul Județean, proiectul de parc Iași Industrial Park, prin care vor veni și acolo zeci de firme și vor produce pentru Iași, pentru Moldova și pentru România. Dumneavoastră veți ajunge zona a Iașului? Da, suntem într-o continuă dezvoltare economică și cred că vom deveni în viitorul apropiat nucleul economic al județului prin faptul că vom crea poate peste 10.000 de locuri de muncă. Și aveți și poziție foarte bună. Din punct de vedere geografic, suntem în zona vestică, a ieșit din Iași spre deschidere pentru toate județele Moldovei și, cum v-am spus, suntem la poartă de intrare în zona metropolitană. Domnule primar, vă pregătiți să inaugurați o școală nouă. Povestiți-ne despre asta. Da, pe linia învățământului, de vreo 13 ani tot construim proiecte și reparăm capital și reparăm curent obiective de investiții pe care ar trebui să fie în sarcina Ministerului Educației. Am făcut numeroase demersuri pe linia Programului de Național de Dezvoltare Locală să obțin fonduri pentru școli. Niciun guvern nu a ajutat școlile de la Rețcani, în afară de guvernul liberal, pe timpul guvernării liberale, în care s-a alocat fonduri și a reparat capital, un cămicul traș și un corp de clădire B la școala Rețcani. De atunci, noi din bugetul local facem eforturi foarte mari să susținem învățământul lețcănean prin construirea, reparația capitală și reparația de curente la toate obiectivele din comună. Clădirea aceasta este mai funcțională decât altele de până acum? Da, este cea mai mare școală din Lețcani, are 16 săli de clasă și unde învață aproximativ în toată școală sunt 600 de elevi. Acum noi am încheiat un contract de reparație capitală pe o perioadă de 3 ani de zile, că am spus că, cum v-am mai spus, am făcut demers la programul Național de Dezvoltare Locală la Guvern și n-am primit fonduri. Și trebuia să facem eforturi foarte mari, să aducem prin rectificări bugetare de la alte capitole, să ajutăm școala să poată fi finalizată în termenul cel mai scurt. Deci, cum am spus, contractul a fost încheiat pe 3 ani, am reușit să finalizăm în 3 luni.